Salutare, lume! Eu sunt Magica Păcată de Aona și astăzi vin cu un nou episod din Survival Games. Sper să-l scot și pe ăsta, că ultimele meciuri aparent nu merge prea bine. Nici nu știu ce să fac. Hai să încercăm să mergem direct pe la rută. Deja 3 oameni. Cam nașpa. Ok, 2 oameni care cred că o să meargă direct la stația de aselenizare, cumva. O să încerc să iau primul tier 2 și sabie și o să mă bat cu ei. Aparent e foarte greu să câștigi un match pe MCSG pe Europa, pentru că toată lumea știe să joace acum. Nu mai există secrete, toată lumea are rute. Și mai sunt și vestiții hackeri care niciodată nu o să fie bun la Survival Games și bagă hack. De-aia n-avem cum să scăpăm, indiferent dacă jucăm pe US sau pe EU. Pe US mi se pare că sunt mai puțini hackeri totuși, dar nu sunt sigur, nu pot să zic nimic concret. Ok, și ruta asta e OP pe care o am eu aici cu tier 2 ăsta dublu. Vedeți, m-am făcut full. Hai să ne batem cu tipul ăsta. Mori de dracu, mamă, frate. Am dat 15.000 de ani în el până să moară. Ok. Vedeți ce diferență mare este într-o sabie, între o sabie de lemn și un topor de lemn? Wow. Enormă. Am aruncat și morcovul ăla. Din păcate. Ia, nu prea avem, ba da, avem mâncare. Mă speriasem că nu mai avem, că rămânem fără mâncare. Ok, hai să vedem, mai era un tier 2 aici, fiindcă unul pe acolo pe undeva. Haidem să căutăm, pentru că chiar aș vrea niște pantaloni și o undiță sau un FNS. Da, undiță din tier 2 nu scoatem. Și mâncare, fraților, mâncare ne trebuie. Hai să căutăm. Mergem în căutare de chesturi. Teoretic trebuia să știu unde este situat chestul ăsta, dar na. Mereu uit unde este chestul ăsta de aici, că e un chest de tier 2 100% sigur pe aici pe undeva. În casa asta e un tier 1, mi se pare, merită să mergem să căutăm unisă. Nu, dar am găsit pene, ceea ce nu e rău. Pe aici, pe sus, pe undeva, uite-l. O, ce mâncare. Perfect. Perfect. Meciul ăsta până acum ține cu noi. Haidem să vedem ce facem mai departe, cu ce teamuri ne mai batem, cum reușim să ne craftăm sabia de iron. Mamă, și mai suntem deja doar 7 oameni. Urât, urât. Urât, într-adevăr, dintre care doar eu, Curio Skill, sunt disguised. Hehe. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm. Bă, deci nu știu, în ultimul timp, pe Survival Games, numai de oameni care dau super urât dau. Adică, nu neapărat că ar fi hackeri sau așa, dar toată lumea știe să joace foarte bine Survival Games. Nu mă bat cu ăștia fără sabia de iron. Shit, deja am timer de 2. Ok, hai să jucăm încet. Să încercăm să câștigăm match-ul ăsta. Chiar ar fi ceva. Unde aș mai putea găsi eu un crafting table? M-or văzut? M-or văzut, vin după mine. Ok, fugim pe aici. Ca să vedem, e ceva aici? Nu. Aha, hai că vin după mine. Clară treaba. Sunt eu, ăia doi și încă doi. Bine. Ia uite cum vin după mine.
Acum e șansa mea să merg la spawn să încerc să craftez sabia. Da, dar e prea aproape de mine tipul ăsta. Așa, mă. Fugi. Fugi, bietule. Fără timer nu faci nimic. Nu reușesc să craftez, aparent. Măcar am când să mănânc. O sabie de stone dacă aveam și eu. Măcar atât. Nu știu cum să mă bat cu ăștia. Shrekt! GG easy! Sabie de lemn versus sabie de stone sau ce pula mea avea asta și am dat rect. Easy, easy peasy, lemon squeezy. Păcat că n-am reușit totuși să-mi craftez sabia aia. De iron. Hai, băgăm un golden apple. Săraci de ei. Ce i-am spart. Probabil tipul ăla zice gata, hacker. M-a bătut hackerul. Are hack. Acum să vedem cu cine ne batem. E 1v1. Full iron. Ok. Ah, are și undiță. Hai că i-am dat hituri. Ca asta a fost și cu episodul acesta. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vovo is on fire. Vovo domină. Paftă lume, salut. Nu uitați de like. Chiar vreau să văd câte like-uri putem strânge la acest episod. N-am mai strâns de mult 250 de like-uri. Sper să reușim. Și baftă lume, salut. Vă place fața mea de Steve?